Vă salut, dragi colegi, cu voi este Eripidion și bine ați venit pe canalul meu. Să mai era puțin puișorii. Aici avem pe ăștia doi, solzatul ăsta și cu bălțatul ăsta solzat. Tot îmi vine să le zic trestii. Da, da. Trestii a făcut și cele lui rău, dar l-am aruncat, m-a spus, nu mai lasă scoate. Aici avem pasta cu un puișor. Galben are și ea ouă. Ultima serie și a ei. Aici avem puișorii de cappuccini. Dragonii. Asta nu știu ce plăcește. Nu mai are niciun om. Să plăcească cuibul dacă îi convine. Barco, ia să-mi spui mie puțin. Ia uitați. Și cu ușorii bărcii trebuie să-i inelez și pe ei. Se pare că argintii dau ture pe la băiatul de unde am luat. Mi-a scos dormit o noapte și acolo. Curios că seara de regulă am văzut de un volier. Da, acum cu excepția zilelor în care ne-am închis eu, că n-am fost acasă. Așa că cred că o să îi leg la aripă sau o să-i trimit la închiși. O să leg puișorul la care doarme cu ei acolo, primul pui al lor. Și într-o oră o să-l aripă și o să-l bag aici. Încerc să-l învăț aici. Să nu mai am treabă cu voliera aia. De asta îmi place mie să informe în voliera. Că nu observi când dispar seara. Da. Așa aici măcar văd că lipsește și care nu. Să vi mai arăt un pic pe ăștia. Le-am pus cuibul. Da, nu se vede prea bine din cauza soarelui. I-am băgat aici și aici voi lăsa, că v-am spus. Domnul Cappuccini nu vrea să intre când trebuie în volieră. Au ieșit în mare parte toți. Văd că încă deocamdată n-a apărut în peisaj și până taia vinter pe 2 ani de zile. Da. În rest, ce să vă zic, nu prea în ce. Ăsta a fost clipul de azi, voi a fost Eripidion, eu m-am dus, salut!